Concurs pentru sportul minții duminică la școala gimnazială Emil Gulian, pentru copii, dar și pentru seniori, în ediția 12-a a tradiționalei competiții Primăvara Șahistă Giurgiuveană. Turneul datează din anul 2001 și a fost organizat periodic, cu mici pauze, dar a rămas una dintre întâlnirile șahiste la care practicanții acestui sport deosebit vin să se întreacă întotdeauna cu plăcere. Să sperăm că copiii aceștia peste câțiva ani vor fi destul de bine pregătiți încât să schimbe ceva în lumea noastră și chiar în societate. Direcția Județeană de Sport și Clubul Coloseum organizează această competiție cu sprijinul școlii numărul 5 Emil Gulian, care ne pune la dispoziție acest spațiu. Să spunem că sunt copiii de la 5 ani la 10 ani prezenți în această competiție. Se va desfășura în sistem elvețian 7 runde. Cel mai bun va câștiga. Vor fi premii pe categorii de vârstă și premii la fetițe, precum și un turneu care începe de la ora 1 pentru seniorii și juniorii mari. Au stat față în față cu tabla de șah peste 20 de juniori mici, după amiaza fiind dedicată unui număr aproape similar de juniori mari și seniori. Clubul Coloseum activează în prezent în exclusivitate cu secția de șah, unde va legitima și o parte dintre copiii prezenți la Primăvara Șahistă Giurgiuveană, pentru a le da acestora posibilitatea să participe la competiții în țară. Acești copii vor fi legitimați după posibilitățile lor când vor crește un pic mai buni și vom merge cu ei la competiții naționale, la turnee organizate în țară de alte cluburi și Federația Română de Șah. Și să sperăm că trendul este foarte, foarte mulțumitor pentru mine. Acești copii sunt decât o parte din cei pe care îi știu eu că joacă șah, deci probabil că sunt încă o dată că sunt aici, dar sunt la un nivel mai scăzut și nu i-am adus în turneu pentru astăzi. Eu sper că șahul giurgiuvean se va revigora și se va ridica o nouă generație care va reuși să schimbe ceva în sport și în lumea aceasta. Care e mai bun dintre voi la șah? Eu! Înțeleg că toată lumea. Cum te numești tu? Țara Bogdan Nicolae. Și tu? Negrescu Mihnea Alexandru. Și tu? Esadarus Gabriel. Ia să vedem cine a bătut astăzi la șah. Noi! Eu am bătut 2 din 2. Și cine a fost învins astăzi? Haideți să ridici o mână și cine a fost învins? A fost la remiză la mine. Ai pierdut o partidă? Nu, a fost remiză la mine. Remiză. Da. Ia spune-mi de câtă vreme joci tu șah? De vreo puțin timp. Eu joc șah la 5 ani. Da? Și cum te-ai hotărât să joci șah și, de exemplu, nu fotbal? Mi-a plăcut șahul pentru că pot să-l reții și mă ajută foarte mult la matematică. Foarte frumos. Și pe mine la fel. Și mie îmi place șahul, fiindcă este un joc al minții, nu te agiți mult și te ajută. Cine o să câștige astăzi competiția? Brare sau Edu. Nu știu. Sigur că ei sunt cei mai buni. Nu știu, dar eu cred în mine și sunt sigur și că eu o să câștig. Și eu o să cred în mine. Da. Ia, cine câștigă competiția să ridice o mână sus. Sunt sigur. Eu cred că are sau e.